Hai, vă salut, bă, fraților. Ce tânăr și neliniștit, mă, și telenovele din alea mexicane și spaniole, care aveau seriale în fiecare zi și mergeau până la serialul cu numărul 600, 700, 800. Și Nicolo Napoli, bă, fraților, a venit iar la Craiova lui Mititelu. Bă, nu e nicio caterincă. E pe bună, bă, fraților. Mie nu-mi vine să cred. Eu îmi fac cruce că așa ceva e istorie, bă, în fotbalul românesc, pur și simplu e istorie. Ciao Nico, 10, 62 de ani are, bă, Nicolo Napoli. Bă, eu știți ce cred acum, în momentul de față? Eu cred că Mititelu îl cheamă pe ăsta și pe la 75-80 de ani, o să vină în cârje cu toiac din ăla, așa cum am lăsat imaginea mai sus. Da. Bă, Nea Mititelule, ai scris istorie, bă, cu Napoli, te știe toată România și Europa, cred că sincer să fiu, nu-mi aduc aminte. 10 mandate? Și o fac pariu cu voi că nu e, bă, că n-are o problemă ceva și nu mai joacă echipa bine, îl sună pe Nico, hai Nico să ne scapi, hai să ne faci, să ne asta. Da, e absolut, absolut incredibil.